Salutare tuturor, ce faceți fraților? Am filmat pe noapte de la Coliba Haiducilor. Astăzi a venit rândul să filmăm și pe zi de aici din Poiana Brașov, unde, sincer să fiu, nu mai recunosc nimic, pentru că ultima oară când am fost, a fost acum foarte multă vreme. Încercăm să ne dăm cu sania, să ne dăm cu schiurile și sper să profităm din plin de ziua asta. Mihai, tu ce vrei să faci? Sania, stai un pic să vedem dacă putem să schiem. Că aia e pârtia despre care vorbeam, cred că se numește Bradul. E ceva lume. E cam cald, sincer să fiu, astăzi, dar ceva zăpadă tot este. Un pic fleșcăită, dar merge de schiat, de dat cu Sania. Suntem și îmbrăcați corespunzător. Uite ce outfit are doamna. Pantalonaș roz. Până și eu am bucanci în picioare. Și pantalon de schi. Ia să-l vedem pe Mihai. În acțiune. Oh, și-a pierdut căciula. Da, l-am lăsat pe el. Noi ne-am așezat, bineînțeles, la un pahar de vin fiert. Și-l urmărim cu mare drag. Numai că nu știe că și-a pierdut căciula. Deci după ce Mihai s-a dat cu Sania și noi am băut vreo două pahare de vin fiert, mergem să vedem cum se mănâncă și la Șura Dacilor. În spatele meu, nu știu dacă se vede foarte bine, dar cred că trebuie menționat că este locul în care am fost conceput eu, la Hotel Alpin din Poiana Brașov. Haideți, vă să ne prezentare, imediat mă întorc la dumneavoastră. Vă mulțumim frumos! Mulțumim frumos și noi, poftă bună! Am început cu suica fiat. Good. Very good. Din Botoșani. Până acum o diferență uriașă. Ce ai făcut? Ți-ai mușcat limba? Ce bine îmi pare. Așa, o diferență uriașă. Ieri a venit băuturile după vreo 20 de minute. Astăzi ne-a venit pe maxim 2-3 minute. Și prima gustare, spre deosebire de ieri, ne-a venit în 5 minute. Durerea suflet trebuie să recunosc că Coliba Haiducilor m-a dezamăgit și că Șura Dacilor, până în momentul ăsta, e fix ce trebuie. Yes. It rules. Îmi sticlesc ochii de la țuică. Pardona? Ai bagam, nu? Mulțumim frumos, la fel! Bă, dar vreți să faceți o poză cu noi? Sunteți, domnul Augustin Vitil, nu? Cartele mai mare! Cartele mai mare? Cilani! Deci, da! Ați mânat foarte bine, adică o mână nici... Atunci mai e caz! Ba da! Poți să-și postezi. Mulțumim! Hai, hai, hai! Stați că e lumina!
frumos! Cu multă plăcere! Ce bună e, Luciane, ți-o pun ție pasta. Ia, mie pasta. Adio. Și pasta. E moale. Și nu poți mănânce copilul atât. Mai de capul meu. Gata? Da, mai vin mai târziu. Uite, asta mănânci. E și felul principal a venit repede. Dacă vreți să vă duceți undeva și aveți de ales și nu știți unde să vă duceți, veniți la Vila Dacilor. Asta e părerea mea. Mi se cam limbă plimba în gură, dar asta pentru că a fost foarte bine aici. Mi-a plăcut foarte mult. Deci pe o scară de la 1 la 10 a spune că Șura Dacilor pentru mine merită nota 9. De ce nu 10, mă? Mușcă de vită a fost, n-a fost așa chiar foarte. De lei, acum ce e? Sunt fițos, aia e. Dar pe lângă Coliba Haiducilor, care i-a dat nota 0, ea își da un 2, așa cu indulgență, pentru atmosferă, pentru mămăligă și nu mai știu ce. Vasilică, să-i dea Dumnezeu sănătate lui Vasilică. Să fiu Gigi Becali, ia zi. Da, șeful. Da? Da, Vasilică, și-a făcut balanță inimă, o dată într-un an. O dată într-un an? Hai să-i dăm o lui Vasilică, fii atent. Da, într-un an, așa. Așa e, o dată, că nu mai vin foarte des pe aici. Ok. Nimic. Nu mai vin șeful, păi o dată într-un an ajung venim, o dată la un an venim și noi. Dar nu mai țieți, dar fii atent. Ia, ia, pentru Vasilică. Ca să-mi iau mașină mică. Da, și eu. Barosanu, ca să plimbă cu mețeală. Așa. Nu mai am. Vezi care e Vasilică acolo. M-am așezat pe bancă. Iată. Ia o pauză. Am mers destul. Cam atât de aici, din Poiana Brașov. Andreea, ai legătură.